La sediul Casei Județene de Pensii s-a afișat repartiția biletelor de tratament balnear pentru seria 5 cu date de plecare în perioada 24-28 mai 2021. Pentru această serie, pentru județul Argeș, au fost repartizate 185 de bilete de tratament balnear în stațiunile 1 mai, Amara, Bala, Buziaș, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Gioagiu, Govora, Herculane, Mangalia, Neptun, Olănești, Pucioasa, Saturn, Slănic, Prahova, Sovata, Techirghiol, Tușnat și Vatra Dornei. Eliberarea biletelor se face până pe data de 17 mai, conform planificării care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii aprilie 2021, original sau copie și xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie. Contribuția individuală a unui bilet de tratament balnear este de 50% din cuantumul brut al pensiei. În cazul în care pensionarul are și calitate de asigurat, contribuția individuală pentru eliberarea unui bilet este de 50% din cumulul pensie cu salariu brut pe luna anterioară plecării și, din nou important, vă reamintesc, eliberarea biletului se face numai personal titularului pe bază de buletin de identitate. Pensionarul, beneficiar de bilet, va avea asupra dumnealui și trimiterea de la medicul de familie. Au rămas 60 de bilete pentru care nu au fost solicitări în stațiunile Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Gioagiu, Moneasa, Neptun, Olănești, Pucioasa, Saturn, Slănic, Prahova și Tușnad. Repartiția biletelor de tratament balnear poate fi consultată și pe site-ul Casei Județene de Pensii www.cjparges.ro.